domnul politic, sunteți gata să... Fiecare... Eu am spus-o colegilor foarte clar. Prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele. Ce vreau să vă spun înainte este să nuanțez o declarație. Păi dacă voi stați acolo, să nuanțez o declarație pe care am făcut-o miercuri și care a fost greșit înțeleasă. Îmi mențin foarte, foarte, foarte clar poziția ca român că nu este negociabilă sub nicio formă, nici măcar amiabilă, integritatea teritorială a României. Nu se poate vorbi despre autonomia unei bucăți din România. Când m-am referit la fluturatul pe steag, m-am referit la autoritățile statului care trebuie să aplice legea. Mandatele lor flutură lângă steag dacă nu aplică legea. Despre asta a fost vorba, nu dispânzurat pe nu știu cine. Mai este loc de reconciliere, domnule premier, demisionați? Dacă mă lăsați să intru la ședință, particip la ședință și am ce să vă spun după aia, că altfel desfășoară fără mine.